Андрій, де чи ти лізь додому, примар? Тікар його мерзли було одіхно. Андрій, де чи єсть інтерзі соплячі після хутарі? Андрій, а стой фамилия, ой, фамилия, чува света, бля! Айнарок, шибунга седен, доуми и доу за шуну, приятень! Амажунс! Урмарите миссиона Лумина, яр йосун по-прежнему Андрей. Avem o băcățică de decor nou, vă rog să apreciați, singura mă am șpăcluit cu mâna. Și o băcățică de decor vechi, ca să nu credeți că radical ne-am schimbat în noaptea dintre ani și în această scurtă, dar semnificativă vacanță de iarnă. Din câte cunoașteți, eu de obicei tind să iau în derâdere pe politicienii din Moldova. Nu iau în serios, pot să-mi bag joc de ei, bag joc, pot să-mi bag joc. Dar în acest video o să vedeți că gata, e de ajuns. Nu se mai poate atâta de lovit într-un pravednic, într-un om care tace și face. Nu cum, adevărul că el mai mult tace, dar altcineva încă e mai, pe la spate îi mai face. Lucrul ăsta a trecut, s-a terminat. Așa-i? Da. Astăzi vă propun să dăm dovadă de curaj, de solidaritate, în numele primarului general Ion Ceban, care cu ceva timp în urmă a postat pe Facebook următorul mesaj. Am avut concediu oficial de 5 zile. Am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit, precum spun unii. În părerea unor ar însemna că timp de 4 ani, când mă aflu în funcția de primar, nu ar trebui să mă odihnesc cu familia nicăieri. Mi-au calculat timpul, zborul, banii care i-am dat, banii pe care i-am dat. Iar pozele cu copiii mei au fost arătate la toate canalele TV posibile. Canale TV posibile. TV posibil. Noi suntem un canal TV posibil. Și asta. Ei, și ce s-a obținut? Ei, și ce s-a obținut fără să am întrebări? Asta pentru a mă denigra? Păi în această călătorie m-am întâlnit cu zeci de moldoveni. N-am înțeles, din și cur a minții o ieșit frazele astea. Și fel de formulare asta. Eu niciodată n-am ascuns activitatea mea. Dar familia este sfânt. Ca și pentru mulți dintre dumneavoastră. Eu niciodată n-am mâncat buldozer. Dar brânza este din vacă. Ca și copiii de vacă. Și ce încercat să spui eu în ce bani mă întreb eu și sper că mă întrebați și voi. Iar răspunsurile... Cele mai veridice, ca de obicei, le găsim direct la tătuca Google. Mergem pe 21 decembrie, în depărtatul 2020. Să-i simți că era pandemie, tot acolo s-a închis. Mergem pe 21 decembrie. Atunci Ion Ceban a cerut public restricții mai dure de sărbători. Cu următorul mesaj. Fac un apel către toți chișinăuienii ca anul acesta, sărbătorile de Crăciun și anul nou, să le marcăm fără prea mulți oaspeți. Într-un cerc restrâns. Atrageți atenția la cuvintele astea. Cerc restrâns. Și pe 25 decembrie s-a strâns cercul lui Ceban. A plecat Ceban. Deloc cilenul pe SRM alături de alți. Deloc cilen pe SRM la Moscova. Și mai luat-o și pe Tania, și copchii, familia. Cercul deloc... Nu, cum și înseamnă strâns? Adică strâns, da, dar nu chiar tare strâns. Că dacă strângi, poate să-mi vinețească. Un prieten mi-a povestit. I s-a întâmplat. Și aia că vine 2021. Anul nou. Și Ion Ceban este surprins. În Egipet? А я когда поеду в Египет, блядь, а? Какого хера? TV8 bagă fotografii exclusive. Presa vrea să afle. O plecat Ceban la Egipet, dar de unde bani? Dar nu i-a ajuns vacanța la Moscova? Ziceți adevărul! Și primăria în persoana doamnei Natalia Ixari zice următorul lucru. Primarul nu este astăzi la lucru. Atât pot să vă spun. Zaibis, eu aveți să mă opresc aici. Când va reveni dumnealui la muncă, va răspunde la toate întrebările. Și setea noastră de piramide și Tutanhamoni ne-a fost satisfăcută cu o postare de 40 ceva de fotografii cu Ceban și familia în Egipt. Și acum ne întoarcem la postarea cu care am început. Ion Ceban scrie, am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit, precum spun unii. Dragă primar, onest și apolitic Ion Ceban, tu te îngropi în propriile afirmații. Cineva a numit plecarea ta în vacanță, în Egipt, la mare, crimă odioasă, asta e bred. Deși nu te legi de cei care au numit plecarea ta în vacanță, o lipsă de bun simț, o lipsă de responsabilitatea unui ales local, un simplu și banal, ei lasă, nicio strașnă, și și și. A? Ion Ceban le spune oamenilor. На празднике, пожалуйста, оставайтесь дома, в узком кругу. Что я лошадь шваши? А что? Ион Чебан на празднике остается дома в узком кругу. Кудодан, кукоза, кубатринчик, угречанок, фамилия Ломоскова, пюрма Египет. Коррект? Что финал? Финал, бенецелеск, есть уну ди аур. Фамилия пентру Ион Чебан есть чего? Сфант! Sfânt! Ion Ceban! Huli atunci!
Ai băgat-o pe soția Tania să lucreze în cantora lui Corneliu Furculiță la Exclusiv Media. Huli n-o ții departe de bani murdari din Bermude și Bahamas. Tu ai băgat-o pentru că e acolo să ocupă ceva important? Da, la Exclusiv Media, în cantora netransparentă a lui Corneliu Furculiță? Da, dar ori și faci, hai să aflăm. Zi-ne chiar tu cu gura ta. Și cu ce se ocupă Tania la Exclusiv Media? А, тут, наверное, фамилия вашей жены, да? Ну, по закону скрываются данные, да. И написано, что в Exclusiv Media Сериле, да, человек получил зарплату в 36 тысяч, почти 30, ну, 36 с половиной тысяч лев. Да, 7 тысяч лев, а она получает зарплату. А что она делает в Exclusiv Media? Разные проекты для детей. Фотографии, короче. Разные проекты для детей, фотографии. Туда-сюда. Атенсионе, атенсионе, анонс де ангажаре, не требу уном, ангажем уном. Да-да, чьи специалитати, чьего требу. Не требу специалистам разные проекты для детей, ел. Не требу специалистам фотографии, ел. Не требу специалистам туда-сюда. Și întâi de comunicarea asta strâmbă, defectuoasă, învăluită în speculații, minciuni și mister al lui Ion Ceban, eu am mai avut și oameni care ne-au sărit nie în cap, că l-am atacat pe nedrept. Andriuha, lasă familia, omul tot e om, are nevoie de odihnă. Da bag eu, blete, atât samă, nahui, n-are nicio treabă asta nici cu familia, nici cu dreptul lui la odihnă. Lasă-l să pleci și în Greenlandia și de acolo să prezideze ședințele la primărie, să administreze treburile orașului. Dar tu n-ai niciun drept să chemi oamenii la responsabilitate și respect față de restricții, reguli noi impuse odată cu pandemia asta, atât timp cât tu n-ai de gând să le respecti. Eu cred că pentru mulți dintre noi, cele mai bune exemple încep chiar din familie. E că eu de curând sunt părinte și simt cum uneori ajung să cer copiilor să respecte niște reguli pe care eu singur ajung să nu le respect. Și atunci, în capul meu, srabată-vă-i alarma, zic, băi, sau schimbăm regulile de joc, și atunci nu mai impun aceste restricții copiilor, sau dacă le impun, le respect și eu. Că de altfel, ce fel de copii noi creștem, a? Copii care se tem de noi? Sau noi vrem copii care să ne respecte, care să ne iubească, să aibă încredere în ce aici noi spunem? Dar tu, Ion Ceban, primar de oraș, votat de o mână bună de oameni, dacă impui restricții și nu le respecti, și după asta mai îmbli cu fofârlica, bleați, cu explicații, fără să ceri măcar un gram de scuză, tu și crezi că ar trebui chișinăuienii să simtă față de tine? Prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenția și timpul oferit. Vă rog să scrieți și voi în comentarii ce sentimente vă trezește această victimă netransparentă pe nume Ion Ceban. Și dacă mai aveți baterie la mâșcă, distribuiți acest video ca să ajungă la cât mai multă lume. În special mă refer la redacția de jurnaliști independenți Комсомольская правда, care iată anul trecut despre Maia Sandu scriau acest articol. Că s-au odihnit, a люди голодают, dar anul acesta despre Ion Ceban încă n-au reușit. Probabil din neatenție și probabil video-ul meu s-ar putea să-i ajute cu detalii și adevăr asupra celor ce s-au întâmplat. Numai bine, pupicei și hai să avem un 2021 fericit și sănătos. Ciao! Iați, să vede că ai pus lunină de la lisapetă aici la spate, вообще не profesionist aici. Stângi! Stângi-mă! Stângi-mă lumina de la... Da, iomă, iot! Scuzați!